La Constanța, circa 300 de persoane s-au aflat în fața prefecturii, unde au afișat mai multe mesaje. Constanța contează, țara n-a votat hoția, voi nu sunteți România, Dragnea ești un infractor sau vrem justiție independentă. Protestatarii au plecat apoi în marș până la sediul PSD Constanța, după care au revenit la prefectură, unde manifestarea s-a încheiat cu intonarea imnului. Am venit aici să susțin legile justiției. Nu este posibil să faci prag de furat. Ai furat un ou, ești hoț. Tot ce se întâmplă ne indignă pe toți. Și cred că e clar. Deci nici nu știu ce să zic. Vreau copilul meu să vină în țară. Vreau copilul meu să lucreze aici, vreau să fie lângă mine. Și nu numai copilul meu, cred că tot. Și nu mi-a înțeles că de acum acolo au depășit orice limită. Au cel puțin 50 de schimbări de care nu s-au ținut. Taxa pe gospodărie, au început pe urmă cu codul fiscal, vor să schimbe și pe acelea. Toate lucrurile pe care le-au promis în campanie nu s-au făcut. Trebuie să se schimbe. Insistăm, ieșim până se va schimba. Protestele organizate aseară nu au reușit să scoată în stradă decât aproximativ 50 de brăileni. O parte au aprins lumânări în memoria celor care și-au pierdut viața în colectiv, în vreme ce restul au protestat la adresa guvernanților și a situației în care se găsește țara. Am ieșit în primul rând pentru că devine insuportabil modul de modul în care suntem tratați noi ca români și devine insuportabil acest sistem care ignoră și calcă în picioare orice principii democratice. Să apărăm justiția. Nu vrem să fie încălecate de politic. Ne-a încălecat pe toți politicul ăsta, măcar justiția să rămână, să avem și noi stat de drept. Participanții la protest s-au arătat dezamăgiți de numărul mic de brăileni care au fost prezenți, având în vedere că în restul țării numărul protestatarilor a fost în total la nivelul zecilor de mii.